am doi invitați speciali, doi prieteni dragi sufletului meu, pe Dan și pe Adina. Am să îi rog să vă spună câteva cuvinte ca să-i cunoașteți un pic mai bine. Bună copii, ne bucurăm să fim aici cu voi și să luați aminte la poveste. Foarte important. Adina, vă rog să urmăriți cu mare, mare atenție povestea. Sunt multe lucruri de învățat. Bine, păi atunci să înceapă povestea. Cică era odată, într-un sat, un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora. Ei, și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi, ca pe un butuc nesimțitor, și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. E, așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani zicând: Oameni buni, să vede că omul cel din care e bolnav, sărmanul! Și-l duceți la vreo doftoroaie undeva să caute. Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani. Să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar ăsta e un leneș care nu credem să mai fie având părechi în lume. Și-l ducem la spânzurătoare, curățăm satul de un trândav. Olelei, oameni buni, zise cucoana înfiorându-se. Păcat, sărmanul, să se moară ca un câine fără de lege! Mai bine duceți-l la moșie la mine. Ia cătă, curtea pe costișa șeia. Eu am acolo un hambar plin cu posmași. E așa, pentru împrejurări grele, Doamne ferește! A mâncat și el la posmaș, a trăit pe lângă casa mea, că doar știu că nu m-a mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Da. Suntem datori a ne ajuta unii pe alții. Ia-uzi, mă, leneșule, ce spune cucoana? Că te-a pune la coteț într-un hambar cu posmaj, zise unul dintre săteni. Ia ca piste și noroc ai dat, bată-te în tuneric cu stibată urâșiunea oamenilor. S-ai de grabă din car și mulțumește-i cucoanei că te-o scăpat de la moarte și ai dat piste belșug, luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm sopon și frânghii, iar cucoana, cu bunătatea dumisale, îți dă adăpost și posmaj, să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și pui cineva obrazul pentru unul ca tine, să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune și asta. Da, tot din noroc să se plângă cineva. Bine au mai zis și ne-au zis că boi ară și cai mănâncă. Hai, dă răspuns cu coanii, ori așa, ori așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. Da, muieți-ți poți merge, zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să cârnească din loc. Ce-a zis? Întrebă cu coana pe sătean. Și să zic că milostivă cu coană, răspunde unul dintre ei. Ea întreabă că muieță-s posmajii? Fai de mine și de mine! Zise cucoana cu mirare. Da și? El nu poate să-și-i moaie? Ia-uzi, mă, leneșule, te prins să-ți moi singur posmajii? Ori ba? Ba! Răspunse leneșul. Trageți mai bine tot înainte. Și mai atâta grijă pentru asta pustie de gură? Atunci unul dintre săteni zise cucoanei. Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiți a străca orzul pe gâști. Vedeți bine că nu-l duceam noi la spânzurătoare numai așa de flori de cuc, ca să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat întreg
N-ar fi pus oare mână de la mână ca să pot face din trânsul ceva? Da, ai pe cine ajuta? Doar lenea-i părăteasă mare. Și îți bați cap. Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce ave, se lehămetește și de binefacere și de tot, zicând: oameni buni, fașe zară, cum va lumina Dumnezeu? Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și îi fac felul. Și iaca, așa au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceea de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și îi ține cureaua. Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată. Vă iubește, amicuța.